A început în numărătoarea inversă până la startul noului an școlar, dar, cu toate acestea, în județul Hunedoara mai sunt încă școli care nu au reușit să obțină autorizația sanitară, fără de care nu se pot ține cursurile în spațiile respective, deoarece nu întrunesc toate condițiile sanitare. Un număr de 4 unități școlare din Valea Jiului, Deva, Brad, nu au nici acum autorizația sanitară din cauza lipsei de interes a primarilor care nu au depus la DSP documentația necesară. De asemenea, în alte 21 de unități de învățământ din județ, cursurile sunt relocate, deoarece clădirile sunt în plin proces de reabilitare și modernizare. În aceste cazuri, din cauza comasării elevilor, cursurile se desfășoară și pe două schimburi, spre nemulțumirea unor părinți. Din punct de vedere al depunerii dosarelor pentru autorizația sanitară de funcționare, sunt 4 unități pentru care trebuie să fie depuse dosarele, deci sunt fără autorizație sanitară, și de asemenea sunt 21 de unități școlare care sunt relocate pentru realizarea reparațiilor capitale la unitățile școlare respective. Aceste reparații sunt în diferite termene de realizare, unele sunt de-abia începute, altele au termene destul de scurte, dar încă nu sunt terminate reparațiile și, da, vor fi copii care vor începe școala în alte unități școlare, unde au fost relocate clasele și vor fi de asemenea unități care își vor desfășura activitatea școlară pe două schimburi, lucru care este acceptat atât de legislația sanitară în vigoare cât și de legea învățământului. Inițial au fost 12 unități școlare fără autorizația sanitară de funcționare, însă, după ce situația a fost prezentată prefecturii, primarii în cauză au aflat și despre această responsabilitate, așa că din 12, doar 4 au rămas de căruță. Totuși, clopoțelul noului an școlar va suna și în aceste școli, chiar dacă primarii au rămas corijenți la materia responsabilitate. Mai au timp cei 4 primari să depună documentele necesare pentru pentru autorizarea sanitară a școlilor? Normal, sigur că da. Nu este nicio problemă. Documentele pot să fie depuse, iar dosarele vor fi evaluate și sigur, dacă unitățile corespund, se va elibera autorizația sanitară de funcționare. În caz contrar? În caz contrar, probabil că se vor da termene de realizare și programe de conformare, tocmai că să se poată desfășura procesul de învățământ.